Doamna Irina ne întreabă dacă poate să-și facă extracțiile și implanturile dentare în aceeași ședință sau ar fi mai bine să-și facă extracțiile, să aștepte și apoi să facă implanturile dentare. Sunt dr. Andrei Stan și lunar la clinica noastră din Cluj-Napoca inserăm peste 100-200 de implanturi dentare. Și vreau să-ți explic de ce e mult mai bine pentru tine să facem extracțiile și implanturile dentare în aceeași ședință. Lucrurile stau în felul următor. Atunci când faci o extracție, osul acela nu va mai avea o funcție. Funcția de a susține dintele, de a susține un implant dentar, atunci el va începe să se resoarbă, să scadă în dimensiune. Atât studiile, cât și practica curentă mi-au arătat că vindecarea implanturilor se face mult mai bine atunci când implantul este plasat imediat după extracție. De aceea, în situațiile în care este posibil, recomand realizarea implanturilor dentare în aceeași ședință cu realizarea extracției pentru a evita eventualele complicații ale tratamentului.